După victoria la scor de neprezentare 3-0 obținută în urmă cu două etape în deplasarea de la Burduca, Petrolul Răscăieți a mai reușit o victorie, 1-0 în jocul de duminică de pe teren propriu în confruntarea cu Viitorul Găiești. În urma succesului de săptămâna trecută, Petrolul Răscăieți a urcat până pe poziția a treia în clasamentul Seriei Vest, la o lungime în spatele ocupantei locului secund, FC Potloj, dar la mare distanță de primul loc, ocupat de Sportul Gemenea. 9 puncte este diferența dintre actualul lider al seriei și Petrolul Răscăieți, însă petroliștii i-au administrat echipei din Gemenea o corecție severă în etapa a 13-a. Atunci când au învins-o la scor 6-1 și acest lucru poate face diferența la finalul campionatului, balanța înclinând în favoarea verzilor. Petrolul Răscăieți va avea o misiune ușoară etapa viitoare atunci când se va deplasa la ultima clasată în serie, Știința Odobești, fiind favorită certă la câștigarea celor 3 puncte puse în joc. Rezultatele complete înregistrate în etapa a 15-a, Liga a 5-a, Seria Vest Dâmbovița, cât și clasamentul la zi sunt următoarele. Liga a 5-a Vest, etapa a 15-a. ASE Dinamo Odaia Turcului, ASE Coada Izvorului 3-2. ASE Voința Ionești, FC Potloj 3-3. ASE Viitorul Șelaru, ASE Unirea Cobia 3-0. ASE Corbii Mari, ASE Voința Vișina 4-3. ASE Sportul Mogoșan, CS Sportul Gemenea 1-7. ASE Olimpia Morteni, ASE Viitorul Burduca 3-0. ASE Petrolul Răscăieți, Viitorul Găiești 1-0. ASE Spicul Jugureni, ASE Știința Odobești 1-3. ASE Olimpia Picior de Munte, ASE PCM Ungureni nu s-a disputat.